Secția de judo a Clubului Sportiv Municipal Giurgiu și-a desemnat reprezentanții pentru prima competiție din 2014, un concurs puternic cu participare internațională la care giurgiuvenii s-au înscris cu pretenția la medalii. Turneul acesta pe noi ne-a interesat pentru că a trebuit să facem oarece verificări începutul de an cu promisiuni pentru noul an competițional. Eu vreau să îi duc pe copii să și vadă multe competiții, să și participe și efectiv să aibă cunoștințele și tot bagajul lor de cunoștință să fie magazinat și să poată face față la orice competiție îi duc. Sportivii giurgiuveni care au făcut deplasarea la turnul Severin au avut o evoluție bună și după două zile de competiție au reușit să urce pe podiumul de premiere. Am fost la o competiție internațională la turnul Severin, un turneu bine dotat unde au participat și sportivi din Ungaria, Muntenegru, Serbia, Bulgaria, Moldova. Clubul Sportiv Municipal a participat cu un grup de patru sportivi. Am luat trei medalii. La categoria 55 de kg, Vodă Gheorghe a reușit să ia medalia de bronz și la categoria 36 de kg, Drugulescu Alina, medalia de aur. Și tot ea a luptat și la categoria 32 de kg, ea având 32, s-a bătut la cei mici, la pitici și a luat medalia de bronz. Mai nou, secția de judo anunță că își va continua întâlnirea cu sportivii atât la sala de la stadionul Marin Anastasovici, cât și la un nou loc special amenajat în incinta sălii de sport de la școala numărul 5, unde vor continua atât antrenamentele de inițiere cât și cele pentru sportivii de performanță. La școala 5 am mai deschis o secție, o grupă de micuți pe care îi primesc pe copii de la 6 ani, 5 ani. O să fac antrenamentele lunea și marțea de la ora 15 până la 16:30 și vinerea la fel de la ora 15 la 16:30. Cine e doritor de acolo din zonă mai ar fi bine, pentru că de-aia am și venit la școala 5, să aduc mai aproape de oameni, să fie mai bine pentru sănătatea lor și pentru a putea să facă sport.